Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și pentru că au trecut sărbătorile Crăciunului și este luni, am decis să încep un tutorial care nu știu dacă va avea o parte sau două, depinde de cât timp am la dispoziție. În acest tutorial vom lucra acest cosuleț pe care eu l-am lucrat în culoarea galben degradé. Acesta este deja apretat și m-am gândit la acesta deoarece peste puțin timp, pentru că timpul zboară foarte repede, va fi sărbătoarea Paștelui. În acest tip de cosuleț, la sfârșit noi vom face și tortiță, se pot pune ouă croșetate, ouă de ciocolată, se poate crea un frumos aranjament pentru pus în mijlocul mesei de Paști, poate fi folosit pentru a pune fructe croșetate în el, deci poate fiind destul de mărișor, poate avea diferite întrebuințări. Bineînțeles, cu timpul vom face și coșulețe mult mai mari, însă eu am optat acum pentru acest model. Este un model pe care eu l-am lucrat dintr-o revistă, deci nu îl veți găsi cu siguranță pe alte canale de YouTube. Sigur nu-l veți găsi și a fost lucrat cu fir de macrame numărul 5. Eu am folosit și a lucrat coșulețul și acum voi folosi firul de macrame numărul 5, firul de macrame mercerizat și acest tip de fir poate fi lucrat cu croșeta, uitați-vă, aceasta este eticheta, acest tip de fir poate fi lucrat cu croșeta de 1,75 sau 2. Eu voi folosi croșeta 1,75. Și spuneam că nu știu dacă va fi un tutorial sau două, depinde cum reușesc să lucrez, pentru că am aceste trei degete unde am suferit niște arsuri și mi-este un pic mai dificil să lucrez. De aceea eu propun să încep. Pentru aceasta vom face un cerc magic, în interiorul căruia vom lucra 12 piciorușe duble. Ce-am făcut un ochi. Al doilea, al treilea. Și apoi vom continua. Deci avem 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
aici avem un număr de 12 piciorușe duble. Acum vom închide cercul magic. Este un pic mai dificil de lucrat când am o mână aproape așa. Și voi închide cercul magic în ultimul ochi din primul picioruș. Voi închide cu piciorușa alunecat. Acum, în corespondența acestui prim picioruș, vom lucra în felul următor. Întâi și întâi vom face 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Apoi vom lua firul pe croșet de 3 ori. În interiorul aceluiași picioruș vom lucra un al doilea picioruș, lucrând cele 3 fire, 1, 2 și al treilea, pe care le aveam deja luate pe croșet. Apoi voi face 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Voi lua din nou de 3 ori firul pe croșet. Mă voi îndrepta către următorul picioruș și în interiorul acestuia voi lucra din nou 2 piciorușe, deci am dat de 3 ori, 1, 2, 3, voi închide, voi lucra 4 ochiuri de lanț, 4, am luat de 3 ori firul pe croșet, mă îndrept către următorul picioruș din rândul anterior și în corespondența acestuia voi lucra aceste 2 piciorușe de 3 ori. Ochiuri de lanț, 2, 3, 4, am luat de 3 ori firul pe croșet, mă voi îndrepta către următorul picioruș și voi dubla. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe, fiecare grup de 2 piciorușe fiind separat de 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, vă mai arăt o dată, am luat de 3 ori pe croșet, mă îndrept către următorul picioruș și în interiorul acestuia voi lucra de 2 ori. Deci voi dubla. 1, 2, da? Patru ochiuri de lanț și vom continua. În felul acesta, noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 4 ochiuri de lanț, apoi vom închide aici în ultimul ochi din primul picioruș de la capătul rândului, vom închide cu piciorușul alunecat. Apoi vom lucra 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Vom lua de 3 ori firul pe croșet,
și în interiorul aceluiași picioruș vom lucra al doilea. 1, 2, 3. Le vom închide, luăm de 3 ori firul pe croșet, ne deplasăm în cel de-al doilea picioruș, lucrăm cele 3 ochiuri, 1, 2, 3, luăm din nou de 3 ori firul pe croșet și în interiorul aceluiași picioruș vom lucra cel de-al doilea. Deci, practic, în corespondența celor două piciorușe din rândul anterior, noi vom avea un număr de 4 piciorușe. Apoi vom face 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Și vom continua. Luăm din nou de 3 ori firul pe croșet. Și în corespondența fiecărui ochi din rândul anterior vom lucra două ochiuri. Deci vom forma grupuri de câte 4 piciorușe, vom forma grupuri de câte 4 piciorușe despărțite între ele de 5 ochiuri de lanț. Este un pic cam dificil să țin croșetul cu acea rană pe care acele degete rănite, dar chiar dacă lucrez un pic mai încet, veți înțelege și dumneavoastră mai bine. Vedeți, am format un nou grup de 4 piciorușe. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Voi lua de 3 ori firul pe croșet și mă voi deplasa către următorul grup de 2 piciorușe. Și voi dubla fiecare. Voi deplasa în următorul picioruș din rândul anterior, voi lucra alte două piciorușe. 1, 2, 3. Așa, acum voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi lua din nou de 3 ori firul pe croșet și mă voi deplasa către următorul grup. În felul acesta vom obține aceste grupuri, vedeți, de câte 4 piciorușe despărțite de 5 ochiuri de lanț. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Deci, după ce am lucrat aceste 12 grupuri de câte 4 piciorușe, despărțite între ele de 5 ochiuri de lanț, am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț și voi închide rândul în ultimul ochi din primul picioruș cu care am inițiat acest rând. Vom închide cu piciorul alunecat. Așa. Acum voi lucra 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, care vor ține locul unui picioruș. Voi lua din nou de 3 ori firul pe croșet. Voi intra în al doilea picioruș din grup și voi lucra cele 3 ochiuri. 1,
doi, al treilea și îl vom ține pe croșet. Voi lua din nou de trei ori firul pe croșet, voi intra în cel de-al treilea picioruș. Voi lucra cele trei ochiuri, 1, 2, 3 și îl voi ține pe croșet. Voi lua din nou de trei ori firul pe croșet. Voi lucra cel de-al patrulea picioruș, 1, 2, 3, iar acum, după cum vedeți, am obținut 4 piciorușe. În corespondența celor 4 piciorușe din rândul anterior, pe care le voi închide împreună în felul acesta. Acum voi face un număr de 4 ochiuri de lanț. Și nu vor fi 4, ci vor fi doar 3. 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi lua de 3 ori firul pe croșet și voi intra în acest arc de 5 piciorușe, de 5 ochiuri de lanț, scuzați, din rândul anterior și voi lucra un picioruș, 1, 2 și al treilea, voi închide, voi lucra 3, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi lua din nou de 3 ori pe croșet firul, voi lucra al doilea picioruș, 1, 2, 3, voi închide, piciorușile le putem aduna în felul acesta, voi lucra 3 ochiuri de lanț, 3, apoi vom lua totul de la început, deci de 3 ori firul pe croșet, voi intra în grupul de 4 și voi lucra în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, un picioruș, deci în felul acesta, însă nu-l vom închide, vom ține pe croșet. Vom continua cu cel de-al doilea picioruș, îl țin pe croșet, voi lua de 3 ori firul, voi intra în cel de-al treilea picioruș, voi face 1, 2, 3, felul acesta, voi lucra în corespondența celui de-al patrulea picioruș, 1, 2 și al treilea, apoi le voi închide toate împreună, voi face alte 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, luăm firul de 3 ori pe croșet, intrăm în arcul de 5 ochiuri de lanț, vom lucra un picioruș, 3 ochiuri de lanț, vom din nou de 3 ori firul pe croșet, vom lucra al doilea picioruș, trei ochiuri de lanț, vedeți ceva în genul acesta va ieși. Și după ce am lucrat aceste trei ochiuri de lanț, ne vom îndrepta către următorul grup de 4 piciorușe din rândul anterior și în corespondența fiecărui grup, deci vom lucra cele 4 piciorușe din care este compus, pe care le vom închide toate împreună. Asta este important, să te unim împreună.
Apoi continua cu trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Luăm firul de 3 ori pe croșet, intrăm în acest spațiu, îmi face piciorușul. Trei ochiuri de lanț. Am ales să fac în culoarea verde acest coșuleț pentru că este o culoare care este un simbol al primăverii, o culoare care se asortează foarte bine cu culoarea alb, cu culoarea galben. Și dacă dorim să facem un coșuleț în care să punem ouă de Paști, un puișor croșetat, găinuță croșetată, va avea o notă de eleganță, va fi foarte, foarte chic, foarte frumos. Deci vom continua să lucrăm. Uitați, vom ține ochiurile pe croșet. 1, 2, 3. Închidem, 3 ochiuri de lanț, luăm de 3 ori firul pe croșet, vă arăt acum pentru ultima dată și apoi vom continua singure, 1, 2, 3, vom face 3 ochiuri de lanț, vom lua de 3 ori firul pe croșet, vom face al doilea picioruș, trei ochiuri de lanț și vom trece din nou în grupul următor. Deci, în felul acesta vom lucra tot rândul. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. După ce am lucrat cele trei ochiuri de lanț, vom închide rândul aici și unde am unit cele patru piciorușe din rândul anterior. Le vom închide cu ochi alunecat, cu fir alunecat. Așa. Și mereu cu fir alunecat ne vom îndrepta către mijlocul celor două piciorușe care le-am efectuat în arcul de cele 5 ochiuri de lanț. Deci ne vom îndrepta în mijloc, în felul acesta. Și am ajuns aici în mijloc. Acum vom lucra 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș. Și în acest arc de 3 ochiuri de lanț vom lucra un total de 7 piciorușe. Deci luăm de 3 ori firul pe croșet și vom lucra. Acesta este cel de-al doilea. Al treilea, al patrulea, cinci,
și al șaptelea, deci ruș, unu, doi, trei, deci cu acestea am făcut acest mic evantai format din 7 piciorușe, 2, 4, 6, 7. Acum vom face 3 ochiuri de lanț, unul, doi, trei ochiuri de lanț. Vom lua din nou firul de 3 ori pe croșet și în primul ochi de aici, înainte să ajungem unde am închis cele 4 rânduri, în primul ochi de aici vom face un picioruș, 1, 2, 3, vom ține pe croșet, voi lua din nou de 3 ori firul pe croșet, voi intra în următorul ochi și voi lucra un nou picioruș, 1, 2, a treilea, le vom închide pe toate 3 împreună, voi face 3 ochiuri de lanț, 2, 3, și din nou, luând de 3 ori firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu, aici, și voi lucra din nou 7 piciorușe. 1, 2 și al treilea. Așa, deci am făcut un picioruș, al doilea, al treilea picioruș, al patrulea, al cincilea, al șaselea, iar acum vom face al șaptelea picioruș. Vom face 3 ochiuri de lanț, apoi luăm de 3 ori firul pe croșet și vom repeta ca partea cealaltă, în primul ochi, înainte să ajungem aici, deci cum ar veni, aici noi avem 3 ochiuri de lanț între aceste grupuri, cum ar veni în al treilea ochi, vom face picioruș, 1, 2, 3, vom ține pe croșet, luăm de 3 ori pe croșet și vom intra în următorul spațiu de 3 ochiuri de lanț și în primul ochi de lanț vom face un nou picioruș și le vom închide pe toate 3 împreună, voi face 3 ochiuri de lanț, mă voi îndrepta din nou către următorul spațiu unde voi face cele 7 piciorușe. În felul acesta vom obține aceste evantaie separate de 3 ochiuri de lanț, 2 piciorușe închise împreună, 3 ochiuri de lanț. Deci așa va arăta. Noi vom continua și ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. După ce am efectuat în fiecare spațiu cele 7 piciorușe triple, acum vom închide în ultimul ochi din primul picioruș, vom închide rândul cu piciorușul alunecat și vom lucra
4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, care vor ține locul unui piciorul triplu. Vom lua de 3 ori firul pe croșet. În interiorul aceluiași picioruș, deci în primul, vom lucra al doilea picioruș, 1, 2, 3, așa, apoi ne vom deplasa către cel de-al doilea picioruș pe care îl vom lucra în mod normal, 3, treilea, în al patrulea, în al cincilea picioruș, cel de-al șaselea, iar acum în ultimul picioruș, în cel de-al șaptelea, vom lucra din nou două piciorușe triple, astfel că la sfârșitul acestui grup, acestui evantai, vom avea un număr de 9 piciorușe triple. Deci înmulțim, sunt 2, 4, 6, 8, 9. Acum din nou voi lucra 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi lua de 3 ori firul pe croșet. Voi intra aici, lângă aceste două piciorușe din rândul anterior. Voi face un picioruș triplu, îl țin pe croșet. Iau din nou de 3 ori firul, voi trece partea aceasta la altă de piciorușe. 1, 2, 3. Le voi închide împreună, după care voi face 3 ochiuri de lanț. Voi lua din nou de 3 ori firul pe croșet și voi intra în următorul evantai. Și așa cum ați văzut, în primul picioruș din acest evantai și în ultimul, vom dubla piciorușele. Celelalte le vom lucra în mod normal. Deci astfel vom avea în fiecare evantai un număr de 9 piciorușe triple. Arăt încă o dată ceea ce lucrez. Sper că vedeți, că se vede bine. Piciorușul numărul 5, acum piciorușul numărul 6, iar în al șaptelea voi dubla, deci în al șaptelea voi lucra două piciorușe în corespondența celui de-al șaptelea picioruș. Și din nou, după cum vedeți, am obținut aceste 9 piciorușe. 2, 4, 6, 8, 9. Acum voi continua, la fel ca și mai înainte, voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi face un picioruș triplu
de această parte celor două piciorușe din rândul anterior. Voi ține pe croșet, voi lua din nou de 3 ori și voi face un alt picioruș triplu de cealaltă parte a piciorușelor. Și acum le voi închide împreună. Vedeți? În felul acesta. Voi face 3 ochiuri de lanț și din nou voi trece în următorul levantai, unde, așa cum vă spuneam, în primul și în ultimul picioruș vom dubla, astfel că la sfârșitul fiecărui evantai vom avea un număr de 9 piciorușe triple. Cred că ați înțeles ceea ce am lucrat până acum. 1, 2, 3, voi continua. Sunt în corespondența celui de-al șaselea picioruș din rândul anterior, în al șaptelea voi dubla, voi face 2 piciorușe pentru a obține numărul de 9. Voi face 3 ochiuri de lanț. Luăm din nou de 3 ori firul pe croșet. Se face un picioruș triplu pe această parte, un alt picioruș triplu de partea cealaltă, de cele două ochiuri din rândul anterior pe care le-am închis împreună. Și vom continua. Ia uitați-vă. Cam acesta este ceea ce obținem. Așa trebuie să arate. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând și vom continua. Am ajuns și la capătul acestui rând și după ce am lucrat cele 3 ochiuri de lanț, vom uni... Vom încheia rândul, să spunem, așa, cu piciorul alunecat în ultimul ochi de lanț din primul picioruș. Așa, acum vom face 4 ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș triplu. Vom lua din nou de 3 ori pe croșet și în primul picioruș vom face al doilea, să nu greșesc, așa, vom face al doilea, deci vom dubla. Din nou, ca în rândul precedent, primul și ultimul picioruș vor fi dublate. Și astfel că vom avea un număr de 11 piciorușe triple în acest evantai. De bine ceea ce fac. Așa.
Sunt în penultimul picioruș. Iar aici, în ultimul, voi dubla din nou. Deci, în cel de-al nouălea picioruș, voi face două piciorușe triple. Acum, din nou, vom lucra 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Vom lua de 3 ori firul pe croșet. Ne vom întoarce aici, alături de cele două piciorușe pe care le-am închis împreună. Și vom lucra un picioruș triplu de o parte și un picioruș triplu de cealaltă parte a nodului care s-a format. Le vom închide împreună. Vom face 3 ochiuri de lanț și apoi vom intra în următorul evantai, unde vom lucra în același mod. În primul și în ultimul picioruș vom dubla și astfel, cum vă spuneam, vom obține un număr de 11 piciorușe triple. Am efectuat 1, al doilea, iar celelalte le voi lucra așa cum se găsesc. Vom continua. Suntem din nou la penultimul picioruș. Acum, în ultimul, vom face 2 piciorușe triple. Doilea. Apoi din nou vom face 3 ochiuri de lanț, 2 piciorușe triple de o parte și de cealaltă acestor 2 piciorușe din rândul anterior. Le vom închide împreună. Și acum vom face 3 ochiuri de lanț. Deci, după cum vedeți, aceasta este ceea ce obținem. Noi vom continua să lucrăm. Așa. După cum vedeți, sunt 2, 4, 6, 8, 10, 11 piciorușe triple în fiecare evantai. Deci vom continua. Între parcursul acestui rând va fi în acest fel. În primul și în ultimul picioruș vom dubla. Restul le vom lucra cum se găsesc.
acesta este un model pe care eu l-am îndrăgit foarte mult. Este primul coșuleț pe care l-am lucrat de când sunt aici în Italia. M-a atras foarte mult forma lui și cu el am, în el mai bine zis, am realizat primul meu aranjament cu flori din pamblică. De aceea, cum vă spuneam, coșulețul meu este culoare galbenă, dar acum am ales această culoare care este mult mai adaptată scopului pentru care vreau să-l lucrez împreună cu dumneavoastră, bineînțeles. Vom lucra și alte coșulețe un pic mai micuțe, care vor fi doar pentru un ou. Vom lucra și coșulețe de alte forme. Și cu alt tip de filat, de exemplu cu filatul acrilic. Levantai, chiar dacă acum vi se pare un pic cam greu, dar să știți că după cum ați văzut, rezultatul final este frumos. Acest coșuleț poate fi decorat chiar și cu un buchet de flori. Deci putem pune în interiorul lui un buchet de flori. Poate fi utilizat în mai multe feluri. Din nou în ultimul picioruș, unde vom dubla, vom face două piciorușe triple, un moment că a scăpat un fir, un, doi și al treilea. Voi face trei ochiuri de lanț. Mă voi îndrepta din nou către cele două piciorușe triple pe care le-am unit împreună.
stăm de o parte și de cealaltă, a celor două piciorușe, avea acum trei ochiuri de lanț, și vom intra în următorul levantai. Realizat două piciorușe triple în primul picioruș, voi continua cu piciorușe până voi ajunge la cel de-al nouălea. Așa cum vă spuneam, dacă doriți ca acest coșuleț să iasă mai mare, puteți să lucrați cu un alt tip de fir, un fir mai grosuț, culoarea pe care o doriți dumneavoastră. Eu am conturate deja ideile mele precise și de aceea folosesc această culoare. Penultimul picioruș. În ultimul, unde voi dubla. Continuăm cu trei ochiuri de lanț. Uitați-vă ceea ce am obținut până acum. Vedeți? Așa. Vom continua până la sfârșitul rândului, unde ne vom reîntâlni. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Acesta îl vom încheia, ca de obicei, cu piciuruș alunecat. Și în acest moment vom lucra patru ochiuri de lanț care vor ține locul unui piciuruș triplu din rândul anterior. Apoi, din nou, vom lua de trei ori firul pe proșet. Vom intra în următorul picioruș și vom lucra acest picioruș triplu. În felul acesta vom lucra, deci fără să înmulțim, vedeți, nu am înmulțit de data aceasta, deci lucrez cele 11 piciorușe triple așa cum se găsesc, fără să mulțim, fără să scădem, în felul acesta. Deci avem un număr de 11 piciorușe triple în fiecare levantai. Am spus lucrez un pic cam dificil pentru că mă dor aceste degete care le-am
ars. De aceea durează un pic mai mult. Deci am lucrat cele 11 piciorușe triple. Acum voi lucra din nou, ca în rândurile precedente, 3 ochiuri de lanț. Voi lua de 3 ori firul pe croșet. Voi face un picioruș triplu. Partea aceasta de cele două piciorușe din rândul anterior și un al doilea, partea cealaltă de aceste piciorușe le vom închide împreună, vom lucra 3 ochiuri de lanț și vom trece să lucrăm următorul evantai. În felul acesta vom merge de jur împrejur, deci fără să scădem, de două rânduri. Eu voi încheia pentru astăzi, deci pentru această seară, voi încheia aici. Ne vom întâlni în următorul tutorial, după ce am lucrat două rânduri, de jur împrejur, așa cum v-am explicat, cu aceste evantaie, unde lucrăm 11 piciorușe duble, fără să mulțim, fără să scădem. Aici în mijloc, știți cum, picioruș dublu de o parte și de cealaltă, celor două din rândul anterior, separate de evantaie de câte 3 ochiuri de lanț. Deci vom face în felul acesta două rânduri. La sfârșitul acestor două rânduri noi ne vom reîntâlni și vom continua, deci nu vom avea prea mult până la sfârșitul acestui coșuleț. Vă doresc o seară frumoasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș. Dacă din întâmplare dați de acest tutorial undeva pe YouTube, vă rog foarte mult să vă înscrieți. Înscrierea și vizionarea tutorialelor este gratuită. Vă mulțumesc din nou, bună seara și ne reîntâlnim pentru a continua acest frumos coșuleț pe care vi l-am prezentat la începutul acestui tutorial. La revedere!